Bine ați venit la un nou episod al podcastului Beton Lejer, organizat și găzduit de Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Numele meu este Tatiana Oltean, predau istoria muzicii în instituția pe care am menționat-o și avem astăzi oaspeți de vază foarte speciali, după care vă mărturisesc că umblu de vreun an de zile. Mă bucur că sunteți astăzi împreună cu mine, trei dintre cei patru membri ai Quartetului Arcadia, împreună cu organizatoarea evenimentelor lor. Deci, le urăm bun venit astăzi violonistei Ana Török, violonistului Răzvan Dumitru, violoncelistului Jolt Török și lui Esther Odoriani, cea care este creierul și mușchii din spatele evenimentelor pe care ei le organizează. Bine ați venit! Bine v-am găsit! O să spargem gheața, dar pe ton lejer, spunându-vă că acești oameni din fața dumneavoastră au comis din nou o mare faptă, și anume cea de-a patra ediție a cursurilor de vară de muzică de cameră, Arcadia Chamber Music Classes, care s-au desfășurat vara aceasta în perioada 6-18 august, cu un public din ce în ce mai fervent, mai activ cu fiecare ediție și cu concerte absolut redutabile. Felicitări pentru ceea ce ați realizat! Mulțumim! Prima întrebare se referă la necesitatea apariției acestor cursuri, pentru că dacă ele nu ar fi fost necesare, o necesitate în lumea noastră muzicală, probabil nici n-ar fi ajuns la cea de-a patra ediție și vă urez multe ediții în continuare. Răzvan, pentru că tu ești directorul acestor cursuri de vară, te întreb pe tine în primul rând, dar fiți liberi să contribuiți cu răspunsurile voastre și cu completările voastre, în ce constă această necesitate? Pentru că știm că nimic nu apare din spuma mării. Întâi cineva identifică o necesitate, ceva care este obligatoriu să se nască, să apară, și apoi își sacrifică timpul, resursele, cheamă lângă el prietenii și toate forțele de care are nevoie ca să organizeze așa ceva și apoi acel lucru se întâmplă. Trebuie să spun că, de fapt, totul se întâmplă destul de natural și firesc, pentru că ce organizăm noi este, de fapt, o oglindire asupra trecutului pe care l-am avut și noi la rândul nostru, pentru că nu ai cum să reușești în acest domeniu dacă nu mergi la cât mai mulți artiști să pur și simplu să înveți să te exprimi și tu la rândul tău și să înveți cum să abordezi această, un mod de viață, aș putea să zic, pentru că nu există practic momente în care întrerupi procesul ăsta de dezvoltare, e un proces continuu. Și cine au fost acești maestri ai voștri care v-au ajutat să vă coagulați ca formație și v-au oferit modelul pe care îl urmați voi acum? Au fost foarte mulți. Foarte mulți au contribuit. Cu siguranță, dintre noi patru, poate că am fost influențați în mod diferit de persoane diferite, dar amprenta asupra formației, aș putea să zic, și-a lăsat-o puțin mai adânc cam trei persoane, aș putea să le numesc. Johannes Meisel, care a fost, de fapt, un fel de guru pentru noi, Hato Baerle și Quartetul Belcea. Astea ar fi cele trei personalități care și-au lăsat destul de adânc urmele. Haideți să încercăm să și plasăm în timp și în spațiu aceste mari personalități care v-au marcat evoluția. Johannes Meisel, pentru publicul nostru larg. Cine este? Te rog. Mulțumesc. Johannes Meisel este vioara a doua din Quartetul Artis din Viena, cu care noi ne-am întâlnit în 2008, parcă, când am fost prima oară la Internaționale Sommerakademie Prag-Wien-Budapest, în Austria.
Și a fost prima oară când am luat și noi contact cu lumea de afară, cu versiunea din Occident a muzicii de cameră. Noi, bineînțeles, totdeauna ascultam înregistrări, dar cam ce era disponibil pe la noi, pe vremuri. Și dintr-o dată ni s-au deschis ochii și urechile. Dar aș dori să menționez că înainte de toate, nimic, sau nu știu, poate nu chiar nimic, dar multe nu ar fi fost posibile dacă nu ne-ar fi încurajat Nicușor Silaghi să începem să cântăm în cuartet împreună, deoarece noi eram în două cuartete diferite și ne-a spus că din cele două cuartete trebuie să facem unul singur. Unul și bun. Da, și acum aș vrea să completez, că uite, la Johannes Meissel, acum am dat seama, n-am fi ajuns dacă nu ne-ar fi recomandat Endre Guran, care... Exact. La care, nu știu cum am ajuns, la Sighișoara l-am întâlnit. Era profesor la Sighișoara, la Academia de Vară, da. Și la fel Ștefan Metz, și el ne-a deschis mai multe uși, să zic așa. Să menționăm și că Johannes Meissel a fost invitat anul trecut să susțină o conferință în ediția a treia a cursurilor de vară și au avut împreună cu Quartetul Artis și un recital în cadrul cursurilor de vară. Deci este ca și cum se închide cercul, invitând acest quartet care a stat la baza dezvoltării voastre în cadrul cursurilor voastre de vară. Da, chiar Johannes Meissel ne-a și mărturisit că mi se umple sufletul de bucurie să vadă că îi călcăm pe urme și investim atât de mult în tânăra generație, cât o facem, că până la urmă, pentru el asta era important să fie liniștit, că și-a sădit sămânța cu folos. Da. Iar celelalte personalități pe care le-ați menționat? Unul dintre quartetele noastre preferate și ca muzicieni, dar și ca oameni, e Quartetul Belcea, cu care am avut șansa să lucrăm intensiv pe parcursul a 3 ani, acum foarte mulți ani, la București, într-o perioadă în care ei erau quartet în rezidență la Institutul Cultural Român. Și veneau anual de 2 sau de 3 ori, dăți în care se începea cu un concert de-al lor, urmat de 3 sau 4 zile de cursuri intensiv cu fiecare dintre ei. Și cred că și de acolo ne-a venit ideea cu atelierul. Da, pentru că și cursurile voastre de vară încep cu un recital al vostru. E de fapt un melanj între experiențele prin care am trecut de-a lungul timpului și noi. Am încercat să adunăm din fiecare loc pe unde am umblat ce am considerat noi că e important și ajută pentru definitivarea sau pentru concretizarea personalității unui viitor muzician. Întorcându-ne la acea necesitate de care vorbeam la început, care este nevoia cea mai mare a tinerilor muzicieni care formează quartete de coarde, triouri și alte formații? Care este setea lor cea mai mare? În ce fel veniți voi în sprijinul lor? Ce lipsește cel mai mult azi și cursurile voastre de vară vin să ofere? Cred că astăzi, față de cel puțin când noi eram la vârsta lor, tinerii au o foarte mare plajă, sau mă rog, posibilitate de a găsi informații pe internet, pe YouTube, pe oriunde. Dar ce putem noi oferi este ceva foarte uman. Un dialog foarte simplu. Nu suntem acolo ca și profesor, elev, încercăm să evităm chestia asta, deci încercăm să găsim totdeauna împreună soluții care să-i ajute sau să răspundem la întrebări pe cât putem noi de bine. Și al doilea lucru, cred că foarte important, este că încercăm să aducem nume foarte mari și consacrate formații pe care să-i vadă live. Este foarte important să participe la un concert live, pentru că de acolo se învață, cred că, foarte mult. Și noi am învățat la rândul nostru, când i-am văzut pe Belge acum, cum se comportă pe scenă, cum comunică împreună cu, mă rog, între ei.
Și de aceea, reîntorcându-mă la Quartetul Artist, ne bucurăm foarte mult că am reușit să-i aducem anul trecut, pentru că în acest an este ultimul în care mai sunt activ, deci se pensionează ca și quartet. Oh, și quartetele de coarde se pensionează. Da, din păcate. Mai aveți mult până acolo oricum, dar pentru că discuția a ajuns în acest punct, cine a fost quartetul invitat anul acesta la cursurile de vară și ce legătură există între ei și voi? Quartetul Apollon Musaget. Legătura este destul de simplu de urmărit. Am studiat cu Johannes Meissel la Viena cam în aceeași perioadă. Ei erau la facultate acolo, noi am fost la un curs post-universitar. Dar în același timp am fost și membri în Academia Europeană de Muzică de Cameră. S-a sincronizat cumva perioada în care am studiat împreună și ei și noi. Și de obicei încercăm de fapt să aducem invitați cu care avem o anumită conexiune și ne bucurăm că au putut veni și au avut o agendă foarte încărcată, ei câștigând concursul ARD în 2008, dacă nu greșesc. În orice caz au prins o ascensiune cu rapiditate fantastică și sunt foarte bine poziționat, sunt foarte bine văzut în toată lumea, deci top. De altfel și ascensiunea voastră a fost destul de fulminantă în perioada 2010-2014, ați câștigat concursuri extrem de relevante în lumea muzicii de cameră, concursuri internaționale și aceasta cred că v-a deschis ușile pentru turnee, colaborări cu diverse instituții, cu case de discuri și dintre ele foarte important este acel dublu CD cu integrala Cvartetelor de Bartok, pe care orice cvartet de coarde o visează și cred că multe dintre aceste formații se și sperie de un astfel de proiect. Întorcându-ne la cursurile de vară de anul acesta, am observat că există o varietate întreagă de activități pe care le pregătiți pentru studenții și elevii cursanți, dincolo de repetițiile propriu-zise pe care fiecare formație le are cu fiecare dintre voi. Poți să ne povestești un pic, Esther, despre aceste activități conexe care fac aceste grupuri să se sudeze și între ele, formațiile camerale, dar și să se deschidă către celelalte formații și către mentorii lor. Da, sigur. În centrul cursurilor de maestrie, desigur, sunt cursurile de maestrie, atelierul, așa de muzică de cameră, da? Dar în timp am încercat să mai adăugăm și alte activități, fiindcă avem nevoie, studenții au nevoie și au exprimat că au nevoie, trebuie să îi ajutăm să îi îndrumăm. O activitate de acest gen este ce am introdus anul acesta, este scrierea CV-ul lor profesional. Am făcut și o ședință foto cu fotograf profesional ca să aibă un portfoliu. Este foarte important și să înregistrăm concertele lor, fiindcă probabil vor să participe la concerte, la concursuri, la alte cursuri și au nevoie de material. Și asta primesc ei și, desigur, este foarte important să participe și la prelegeri studenții. Și încercăm anul trecut, era, dacă nu mă înșel, era prima ediție când am avut chiar două prelegeri și dorim să continuăm pe linia asta și anul viitor poate reușim să adăugăm și alte activități care să fie foarte valoroase pentru ei. De altfel, e foarte important ca o formație nu doar să se sudeze din punct de vedere interpretativ, ci fiecare membru al formației în parte să se dezvolte nu doar ca muzician, ci ca personalitate. Filmul, de exemplu, poezia, teatrul, orice domeniu de preocupare artistică și de formare a unui tânăr muzician contribuie în cele din urmă la sunetul formației, sau nu? Da. Da, lumea este, cred, în continuă mișcare și schimbare și atunci
ce încercăm noi să oferim, și mă bucur că asta s-a dezvoltat foarte organic de la prima ediție până acum, este un set de unelte indispensabile. Până la urmă, un artist trebuie să fie capabil, până la urmă, să se și vândă singur. Agențiile, din păcate, nu o mai fac cum o făceau în trecut. Și cred că este foarte greu să ajungi în vizorul unei agenții bune care să-ți managerieze după aceea întreaga activitate. Da, da, dar este o industrie. Lumea, de fapt, alergă după bani, nu neapărat pentru a vinde un produs de calitate. Din păcate, asta e direcția în care merge lumea. Noi încercăm să ne aliniem, dar să păstrăm totuși conținutul, să-i dăm valoarea de care are nevoie. Cine au fost participanții? Nu mă refer neapărat la numele formațiilor, deși merită cu prisosință să fie menționate, dar care este profilul participantului, tânărului cursant de astăzi la asemenea cursuri de măiestrie? Cum sunt tinerii în ziua de azi, tinerii muzicieni? Da, de acord cu Răzvan. Adică cei care se înscriu la un asemenea curs înseamnă că cu adevărat își doresc această cale, să învețe cât mai bine ce înseamnă muzica făcută împreună, muzica de cameră, muzica bună. Da, exact. Și ai nevoie și de un model, ai nevoie să știi cum să gândești ca să poți să pui în aplicare anumite lucruri. Deci sunt în primul rând curioși. Da. Mă gândesc de asemenea că un mare progres în 2 sau 3 săptămâni cât durează aceste cursuri la nivel individual, tehnic, al fiecăruia dintre participanți este un deziderat mult prea înalt, dar ceea ce câștigă ei este în coeziunea formației, în evoluția sunetului. Continuați voi, ce câștigă ei în aceste, pe perioada acestor cursuri? Care sunt țintele, obiectivele de atins? Pentru că formarea individuală a fiecărui interpret durează ani și ani. Ce am simțit eu, mai ales în acest an, mi s-a părut că din multitudinea de formații, bine, fiecare a venit la nivelul propriu de pregătire și individuală, dar și ca formație sau al lucrărilor respective. Unii parcă mi s-au părut așa cumva mai cum am îngrijorat dacă totul nu e acolo pus, împachetat. Și am încercat să le explic cumva, să-i fac să înțeleagă că rostul acestui curs nu e să vină cu toții exact totul împachetat, la fix, țiplă, gata, nu mai avem, ci să descoperim împreună tot ce este în spatele textului muzical. De exemplu, la un moment dat am avut de lucrat o lucrare aproape de, nu chiar de la zero, deci se cunoșteau notele așa. Ce am încercat să-i învăț pe acei cursanți? De exemplu, când ai, să spunem, vioara întâi, are de dat o intrare. Nu dai intrare și ai intrat, pur și simplu, ci cumva dai intrare, dar încerci cumva să iei pe ceilalți cu tine. Nu intri până nu simți energia tuturor, că e împreună cu energia ta. În același timp, chiar dacă tu ai o melodie de cântat, niciodată nu o cânți de parcă tu ești singur și restul să vină cu tine cum pot. Ci tot timpul ești atent cu toate antenele deschise și cu ochii și urechile lipite de ceilalți. În același timp, ceilalți care trebuie să urmeze pe cineva, cum să facă, cum să poată realiza. Și asta mi s-a părut că sau sper că am reușit să... După cum au ieșit concertele, ați reușit. Da, și după feedback-ul lor e clar că au dobândit mai multă încredere în ei, în modul în care se exprimă, și cred că asta e cel mai important până la urmă, că de cunoaștere nu o să se oprească nimeni până la sfârșitul vieții. Oricum avem atât de multe de învățat, repertoriul e atât de vast. Deci ne bucurăm că putem face parte din acest domeniu și noi, pentru că asta sper că ne va ține tineri până mult și bine.
și să dați mai departe, așa cum ai spus la început, ceea ce ați primit și voi și să faceți rotițele muzicii de cameră în România să se învârtă permanent și să evolueze această branjă a muzicii clasice. Profit de ocazie să menționez și cele 6 formații care s-au înscris anul acesta la cursurile de vară. Resonance Quartet, cei care sunt bursieri ediției de anul trecut, Triola, Quadrivium Quartet, Complementary Duo, Glissando Quartet și Trio Briel. Le mulțumim tuturor că au avut curajul să se înscrie și sunt convinsă că beneficiile pe care le-au cules din această experiență sunt foarte importante. Un alt aspect pe care vreau să îl scoatem în evidență este faptul că îi puneți pe cursanții voștri în ipostaza de artiști la finalul cursurilor pentru a se bucura de tot ceea ce au realizat. Asta s-a întâmplat în ultimele 3 zile ale cursurilor, când Resonance Quartet au avut recitalul lor propriu cu program întreg, iar celelalte 5 formații s-au produs în următoarele 2 seri. Care a fost sentimentul când i-ați văzut pe scenă punând în practică tot ceea ce au învățat la cursuri? Care este sentimentul unui mentor când își vede elevii, tinerii învățăcei pe scenă? Mie îmi creștea inima. Simțeam așa mândrie de ce am reușit să realizăm împreună în acele zile de curs. Și cumva așa, când știam că vine un anumit pasaj care impunea anumite dificultăți și atât de tare mă bucuram. Bine, eram conștientă de faptul că de la atâta informație, de la 4 oameni, sigur n-o să țină minte așa, deci toate informațiile dobândite pe parcursul atelierului, alea se sedimentează și de-a lungul repetițiilor lor individuale își vor mai aduce aminte. Și știam că acum, dacă le-am zis ieri 100 de lucruri, nu o să țină minte decât poate 20, dar așa m-am bucurat pentru acele 20 de aspecte interpretative sau tehnice pe care le-au făcut și chiar dacă poate n-a ieșit totul exact așa cum și-ar fi dorit, dar nu asta era cel mai important, ci faptul că au reușit acel gemeinsam de care povesteam și la edițiile trecute. Cred că de multe ori e bulversant și pentru ei, pentru că au contact cu fiecare dintre voi și poate că aveți observații diferite, uneori chiar contrare, pentru că interpretarea muzicală nu este bătută în cuie. Și cred că pentru tinerii muzicieni de multe ori există acest risc al bulversării atunci când au contact cu muzicieni ca voi, care au o imagine comună asupra fenomenului muzical, dar care, cred, se realizează prin negociere de multe ori, nu? Nu sunteți întotdeauna de acord. Da, așa 100%. Este, doar că acum e o mică diferență. Noi avem deja în spate aproximativ 18 ani, nu știu. Da, imediat 20 de ani. Și atunci ne-am format un sistem de gândire comun. Deci la noi negocierile merg mult mai repede. Uneori chiar din ochi mă gândesc. Ne cunoaștem destul de bine unul pe altul și avem un limbaj clar, mult mai clar definitivat. La ei, într-adevăr, e dificil, pentru că și la începuturile noastre, lucrând cu Quartetul Belcea, ne întâlneam foarte des cu păreri absolut la polul opus la aceeași lucrare. Și noi trebuia să luăm decizia, evident, pentru că noi cântam. Și cam așa ar trebui să se întâmple și cu studenții care trec pe la noi, pentru că sunt, până la urmă, perspective diferite. Nu înseamnă că ceva e greșit neapărat. Bineînțeles. Da. Asta, până la urmă, te ajută să te dezvolți.
cred că de foarte bun ajutor în sensul discuției pe care o avem acum este și repetiția deschisă pe care o faceți în fiecare an cu o lucrare pe care o aveți în pregătire, unde cursanții au ocazia să vă vadă pe viu cum lucrați împreună o repetiție și mai mult decât atât, discuțiile din pauză, care întotdeauna sunt fructuoase dintre voi și cursanții voștri, care sunt la liber pentru orice curios care dorește să participe, au un rol foarte important. E deosebit de relevant pentru tânăra generație să vadă și interiorul, uzina interioară care... Laboratorul. Da, laboratorul, exact, în care voi vă desfășurați activitatea, repetițiile și cred că a fost un insight foarte important pentru ei. În fiecare an este și sper să nu renunțați la această idee. Esther, te-aș întreba, cu cât timp înainte începe pregătirea, încep primele mișcări pentru organizarea unui asemenea mastodont, cum sunt cursurile de vară? 12-14 luni. Deci, foarte devreme începem să ne gândim ce să facem și chiar în timp ce suntem la atelier, la cursuri, ne gândim oare ce să mai schimbăm pentru anul viitor, cum să facem să fie mai bine, ce alte valori am putea să oferim studenților. Pentru noi este foarte important să ascultăm ce spun ei, avem și un formular de feedback, dar ne spun și în timpul atelierului. Și apropo de repetiția deschisă, este, cred că, cea mai îndrăgită activitate pentru studenți, deci nu o să renunțăm. Dar ascultăm ce vor ei, ne gândim ce am putea să facem și noi în continuare, dar cel mai important lucru este atelierul, deci în mijlocul proiectului sunt studenții și dorim să îi oferim valoare, cât mai multă valoare și să îi ascultăm ce nevoie au. Nu doar să ne gândim că poate asta iar îmi plăcea, dar încercăm acest lucru și astfel organizăm edițiile următoare. Deci în mijloc sunt, în epicentru sunt studenții și construim tot proiectul în jurul studenților. Construim o comunitate cât mai puternică și cât mai, și cât mai durabilă. Și o echipă, construim și o echipă împreună. Nimic nu se face astăzi fără echipă și fără management. De aceea suntem foarte recunoscători, noi, publicul clujan, că avem ocazia să participăm în mijlocul verii la concerte de înaltă ținută cu voi, cu invitații voștri, quartetul invitat și cu studenții participanți. Toate concertele au fost anul acesta de înaltă ținută. Și acum am o curiozitate personală, pentru că eu sunt coristă, n-am cântat niciodată într-o formație de muzică de cameră. Există ceva dincolo de pregătirea muzicală care oferă un avantaj în plus unei formații pentru a crește și a deveni durabilă și relevantă în lumea muzicii de cameră? Ceva dincolo de pregătirea muzicală și de potrivirea, echilibrul dintre membri? Un lipici special. Are Răzvan niște rețete. Cu toții avem, cred. Sunt condimente personale care fac ca lucrurile să se închege, să se coaguleze. Este un, cum am spus-o și în pauza de la repetiția deschisă, eu cred că este un curs pe viață de dezvoltare personală. Pur și simplu. Vedeți în formațiile participante din anii trecuți și de anul acesta viitoare formații de renume? Există o șansă pentru muzica de cameră românească să răzbată și mai mult în vest, în exterior? Sunteți optimiști legat de asta? Păi fără optimism... N-am face ce facem. Pentru asta ne și luptăm până la urmă, să lăsăm niște urme. Să se poată discuta și despre România, că există o tradiție de muzică de cameră. Și sunteți participanți la această tradiție, construiți la ea în fiecare zi. Mi se pare normal să punem tot ce avem mai bun.
să facem să se întâmple acest lucru. Ce i-ați spune unei formații tinere care ar vrea să se înscrie, dar parcă n-are destul curaj? Cum i-ați încuraja să vină totuși? N-au ce să piardă. Doar de câștigat. Renumele vostru este câteodată destul de angoasant, destul de intimidant. Nu-mi place ce aud. Dar este adevărat. Ne-am sperat că invers, de fapt. Că ne deschidem sufletele, pentru că asta facem până la urmă și pe scenă. Ne imaginăm că stabilim cumva o legătură naturală, da, organică. Firească, adică nu cred că impunem anumite bariere, sper. Nici eu nu cred asta, dar se poate ei înșiși să se simtă copleșiți și să n-aibă destul curaj. Noi promovăm și participarea pasivă. Adică la toate cursurile, evenimentele noastre, prelegeri, orice am avut, participarea este deschisă și încercăm să convingem studenții și elevii și nu numai publicul larg să vină și să asculte, să se apropie de ce se întâmplă acolo. Am avut voluntari care au participat chiar la, cred că la prima ediție ca voluntari și după aceea, 2 ani la rând, au și participat în formație. Văzând deci, lucrurile exact, în fața locului. Exact. Și asta este un prim pas. Dacă ți este frică să participi, dacă ți este frică de Quartetul Arcandia, vino și ascultă concertele, cursurile și... Da, și publicul și melomanii pot veni să asculte și să vadă ce se întâmplă când se pregătește un concert, un Există eveniment. O fascinație a lui dincolo de cortină. Melomanii sunt în general foarte curioși să vadă ce se întâmplă dincolo, care este mecanismul interior ca al unui ceas elvețian. Vor să vadă, vor să știe, sunt curioși. Și faptul că cursurile sunt deschise pentru publicul larg și toate concertele au fost cu intrare liberă, contribuie foarte mult la apropierea publicului de voi și de formațiile tinere. Da. Oricum nu o să se vadă niciodată totul, pentru că mai este pregătirea personală, studiu individual, care întotdeauna se desfășoară între 4 pereți. Dar, într-adevăr, contează mult să vezi și cum funcționează, cum se pun lucrurile în mișcare, care e procesul de gândire, care e arhitectura ansamblului care face ca totul să funcționeze. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare astăzi și te-aș ruga, Răzvan, dacă ești amabil, pentru că ești directorul acestor cursuri de vară, să menționezi partenerii și sponsorii ediției din acest an a cursurilor de vară. Da, ne-am bucurat de o susținere continuă din partea firmei Secpral, pentru care nu găsesc suficiente cuvinte de mulțumire. La fel, susținere continuă de-a lungul anilor din partea firmei TPA, Batista Bebelușului, un nou sponsor, și Eufonia, iarăși, un nou sponsor pentru ediția curentă. Bineînțeles că tot ceea ce facem noi nu se poate, până la urmă, realiza în această formă, fără sprijin continuu. Și vreau să încurajez pe cei care apreciază ceea ce facem să ne ajute cu cât pot ei, orice ajutor este binevenit și ne ajută să ducem mai departe, crucea asta de a forma noi generații de muzicieni, de a-i șlefui, de a-i pregăti pentru ce îi așteaptă mai departe. Ne-am bucurat de parteneriate cu Academia Națională de Muzică, Librăria Ideea, Centrul Național de Artă Tinerimea Română, Clausen Music, care este un partener deja de câțiva ani de zile, și Casa Libertății Religioase. Filarmonica de stat Transilvania. Ediția 2024 a fost cofinanțată de AFCN și ne bucurăm foarte mult pentru această finanțare. Fără parteneriatul cu Academia de Muzică nu am fi putut să obținem această finanțare și suntem foarte recunoscători pentru ajutorul lui Corina Ceclan. Și, desigur, partenerilor media le mulțumim că ne-au sprijinit.
Vă mulțumesc și eu pentru astăzi. Vă doresc multe, multe ediții în continuare ale Arcadia Chamber Music Classes. Să ne revedem cu bine. Mult succes în tot ceea ce faceți. Mulțumim. Mulțumim.